Atrocitățile la care au fost supuși evreii au fost rememorate în plen de reprezentantul acestora. Reprezentanții mișcării legionare, aflați la Câmpul Lung Moldovenesc, l-au scos din casa sa pe rabinul orașului, l-au dezbrăcat și l-au înjugat la un car. Apoi l-au pus pe fiul său să conducă acel car prin oraș, timp în care alți legionari au vandalizat casa sa, au vandalizat sinagoga și i-au dat foc. I-au omorât în mod evident pe amândoi. Nu aș fi intervenit dacă nu ar exista și două proiecte de lege în prezent aflate la Senat, care să dorească să reintroducă indemnizațiile oferite de statul român pentru foștii legionari, urmașii lor și urmașii criminalilor de război sau celor care au făcut parte din organizațiile naziste. Este o umilință îngrozitoare la adresa victimelor Holocaustului, la adresa puținilor supraviețuitori ai Holocaustului care mai trăiesc în ziua de astăzi, să vadă toate aceste lucruri. La fel cum pot să vadă în centrul Bucureștiului o clădire pe care scrie Mișcarea Legionară. Declarațiile reprezentantului evreilor nu i-au făcut pe parlamentarii aur să bată în retragere, ba mai mult. După răspunsul liderului Lavric, aceștia l-au aplaudat la scenă deschisă. Dumneavoastră aveți o obsesie cu legionarii. Și dacă cineva vorbește frumos despre Gafencu sau despre Vulcănescu, recurgeți la același tertip atât de facil și anume stigmatizării. Fascist, legionar și așa mai departe. Iertați-mă, nimeni nu vă mai ia în serios. Nu mă dezic o iotă de cuvintele pe care le-am spus despre Vulcănescu sau despre Gafencu și voi continua în continuare și voi continua să-i omagez mai departe. De ce dumneavoastră deputat veniți în Senatul României și mă trageți pe mine de urechi că vorbesc despre Vulcănescu? Aici e România, aici nu-i fâșia Gaza.